Socar. Detaliile contează. Ediție specială așadar a știrilor Europa FM. După cum vă promitam, numele meu este Filip Stan David. La 30 octombrie 2015, în clubul Bucureștean Colectiv, situat pe strada Tăbăcarilor, în sectorul 4, sute de persoane asistau la un concert al unei trupe de rock, Goodbye to Gravity. Un incendiu a izbucnit atunci din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului, flăcările s-au extins foarte rapid din cauza izolației tavanului, iar tinerii prezenți înăuntru, peste limita admisă de lege, au rămas captivi, ușa de ieșire era prea strâmtă, cea pentru situații de urgență era blocată. Unele dintre victime au suferit arsuri foarte grave, externe sau interne, sau au fost prinse în busculada creată acolo. A ajuns numărul deceselor la 64 în lunile care au urmat incendiului. Cele mai multe victime au murit nu în incendiul propriu-zis, ci în spitale. În 2017, anul trecut, un supraviețuitor s-a sinucis. Bilanțul este așadar de 65 de morți. Alături de mine, în studioul știrilor Europa FM, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, colegul Moise Guran, prin telefon ni se va alătura Vlad Petreanu, dar și colegul Ștefan Leonte. Întâmplarea, pura întâmplare, face ca Ștefan să-i fi cunoscut îndeaproape pe cei din trupa Goodbye to Gravity, dar și pe mulți, foarte mulți dintre cei aflați în seara aceea la colectiv. Aș începe, domnilor, prin a constata că una dintre știrile zilei, la 3 ani de la cele întâmplate, este că, iată, România are în acest moment, după toată această catastrofă, doar 14 paturi în care pot fi îngrijiți bolnavi încadrați în categoria marelui ars. Și v-aș întreba întâi pe dumneavoastră, domnule Popescu, dacă vă ia cumva prin surprindere lucrul ăsta. Nu. Evident că nu mă ia prin surprindere. Pentru mine însă știrea zilei, momentul zilei, a fost răspunsul doamnei Dăncilă, premierul României, la întrebarea reporterilor: aveți un mesaj să transmiteți supraviețuitorilor, părinților, răniților în urma dezastrului colectiv de acum 3 ani? Aveți un mesaj să le transmiteți? S-a uitat împrejur doamna premier ca o găină încolțită și a spus mulțumesc, mulțumesc, dispărând în peisaj. Doamna Dăncilă este femeie, înainte de asta trece drept om, apoi este femeie și este și mamă, din câte știu eu. Are, cred, un băiat, o fată. În această triplă calitate, deci de om, femeie și mamă, dânsa nu a emis nici un răspuns la această întrebare. A venit pe parcursul după amiezii stați puțin, un comunicat domnul, de la guvern. A venit pe dreacu. Deci a plecat de acolo și s-a dus să întrebe. Chestia asta cu îi fac sataniști sau mă declar sau le aduc condoleanțe? Ce fac? Bagă condoleanțe. Bine. Și a apărut acel comunicat, dânsa în continuare nespunând nimic pe orificiul fonator. Da? Nimic. De ce am spus că e știrea zilei pentru mine și imaginea zilei? Pentru că îmi confirmă ceea ce văd și trăiesc de 30 de ani, de când am de-a face cu oameni politici, înainte de 1989, nu am avut de-a face cu niciun om politic, și am constatat că principalul criteriu de selecție pentru a ajunge la vârf în clasa politică românească este să fii neom. Cu cât ești mai neom, cu cât dovedești asta, cu atât ai șanse mai mari să ajungi spre vârf. Am discutat de-a lungul vremii și în privat cu destui politicieni de rang înalt și nu vreți să știți, stimați European FM, cum gândesc acești oameni
în legătură cu oamenii. Cu cât cinism, cu câtă răceală, cu cât dispreț își fac socotelile în legătură, de pildă, cu morții. Prima lor, crede, în momentul în care se întâmplă așa ceva, când mor niște oameni, niște copii, prima grijă, eu mi-amintesc toate reacțiile de la colectiv ale autorităților de atunci. Mi s-au întipărit în minte, da? Oprea, ministrul de interne, încerca să se bage în seamă, întindea din cap așa, ca un cal în zăbală, pe lângă Raed Arafat. Încerca să intre în poză, da? Și să spună și el că totul e sub control. Totul e sub control, ne spunea Bănicioiu, apărut într-o bluză de training, care să ne dea impresia că el acționează în momentul respectiv, că face lucruri, coordonează. Și ne spunea, n-avem nevoie de străinătate. Totul e sub control, rezolvăm noi aici. Da? Domnul Raed Arafat. Domnul Raed Arafat, când i s-a spus, domne, cum e cu infecțiile nosocomiale? E risc mare acum, oamenii ăștia sunt arși. Infecții nosocomiale sunt și în străinătate. Înțelegeți? Deci, prima grijă a tuturor factorilor de răspundere a fost să se scoată cumva bazma curată. Asta este reflexul politicianului român în orice situație. Dom'le, poate să moară 10, 15, 100, 1000 de oameni. Prima lui grijă să spună, eu nu! Doar al politicianului român, domnule Popescu, s-a întâmplat la Londra acel turn locuit în majoritate de oameni săraci, Grenfell Tower, da. Și reacțiile inițiale, dincolo de cele ale serviciilor de intervenție, care la Londra se mișcă ceva mai repede și mai eficient decât în București, au fost... cam din același spectru. Nu. Vezi că e un pic altceva. Domnul Popescu face referire la o decizie care a fost politică la vremea respectivă. Aceea de a spune, noi ce avem în scripte, ai dat știrile mai devreme, Filip. Doamna Pinte acum spune, da, avem 14 paturi, că tot ai deschis discuția asta, dar alea sunt. Ce ne-au lipsit atunci, sau ce scria atunci, nu era în real. Era că totul e în regulă? Da. Ce ne lipsea atunci, zice doamna Pinte, actualul ministru, și ce s-ar putea să mai avem nevoie și acum, sunt oamenii. Domnul Popescu face referire la o decizie politică. Aia a fost o decizie politică, care a camuflat, de fapt, o realitate inexistentă, sau un fals, de fapt. Și anume că statul român a investit niște bani, asta era real, în niște aparatură care, și, mă rog, un sistem, care trebuia să aibă grijă de cetățenii săi într-o situație de catastrofă. Falsul era că, dacă vă mai amintiți, aparatura aia era folosită pentru nu știu ce tratamente de înfrumusețare, făcuseră orice cu ea. Astea sunt lucruri care le-am descoperit mult mai târziu. Realitățile erau foarte diferite de aparențe. Și atunci ei au luat decizia, nu să dezvăluie, să zică, băi, am greșit, nu putem să avem grijă de acești oameni, îi trimitem în străinătate. A fost un întreg chin al societății civile, de fapt, de a declanșa mecanismul de protecție civilă europeană, astfel încât Europa să ne tragă, practic, răniții de aici și să aibă grijă de ei. A fost o rezistență politică și aceasta a fost o decizie politică. E o întreagă dezbatere, nu știu dacă e momentul acum să o ținem. Dar nu e și umană, domnule Guran. Întrebarea e dacă nu e penală, de fapt, domnule Popescu. Dacă n-ar trebui... Pe mine mă interesează astă seară, în primul rând, din punct de vedere uman. Cum poți să nu te gândești? Dom'le, eu în momentul ăsta trebuie să fac tot ce îmi stă în puteri ca oamenii ăștia să aibă șanse de a trăi, da? Și în loc de asta, principala mea grijă este să asigur că eu, în funcția mea, sunt în regulă și n-am nicio problemă, da? Da. Ar fi putut să spună, domne, nu suntem în stare, îi trimitem în străinătate, acum chemăm avioanele, mai ales că primiseră ofertă. Da. Primiseră ofertă, așteptau paturile. Da. Nu i-a interesat, deci eu vorbesc despre aspectul uman. Nu știu, domnule Stan David, cum e la Londra. Nu am cunoștințe... Mai bine organizat în orice caz. Probabil. N-am stat niciodată într-o țară străină mai mult de 2 săptămâni. Nu cunosc politicienii străini în sucul lor propriu. Dar pe ăștia români îi cunosc. Deci vorbesc despre ce cunosc. Domnul Popescu, ați făcut o trimitere la doamna Dăncilă și v-ați referit la ea ca mamă, femeie...
politician, de fapt. Eu o să vă spun în felul următor, că în procesul colectiv, Direcția Națională Anticorupție a încercat și, din punctul meu de vedere, argumentat extraordinar din punct de vedere juridic, dar trei instanțe au respins și, în final, definitiv, responsabilitatea în solidar a statului român cu patronii clubului. Adică dacă ei n-aveau bani să plătească despăgubirile, să plătească statul. De ce? Pentru că statul a autorizat clubul respectiv. Și pentru că statul, prin autorizarea respectivă, îi certifică cetățeanului că e în regulă să meargă acolo. În momentul în care judecătorii, nu procurorii, procurorii au zis statul trebuie să răspundă, ceea ce se întâmplă rar în România, ca o instituție a statului, procuratura, DNA-ul, în cazul nostru, să zică statul trebuie să răspundă pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că el a autorizat și a autorizat în mod greșit sau corupt sau cum o fi fost. Instanțele din România au spus nu. Statul, societatea reprezentată de fapt de stat, societatea în mod colectiv, nu e responsabilă pentru ce s-a întâmplat acolo? Sunt doar trei patroni, câțiva funcționari care ar fi luat șpagă. Ce încerc să vă spun este că atitudinea doamnei Dăncilă de astăzi este, de fapt, liniară cu cea a statului român. Ea reprezintă perfect poziția statului român față de cetățenii săi. Un stat care ne cere taxe, dar nu ne garantează nimic pentru taxele respective. Ca și cum am fi datori să-i le dăm dintr-un drept regalian, divin, cum era în Evul Mediu. Dar această hotărâre aparține justiției. Păi justiția este forța legii a statului. E forța legii și conține, după părerea mea, apocalipse ale rațiunii. Nu cumva... Asta este una dintre ele, ce ați spus dumneavoastră. Ca să spui, după ce ai de autorizat clubul respectiv, că tu nu răspunzi, să decizi ca instanță că statul nu răspunde în niciun fel, e o apocalipsă a rațiunii. O altă apocalipsă a rațiunii pentru mine este faptul că iese la pensie un judecător. Da. Iese la pensie. Da? Duce la stoparea și reluarea de la zero a procesului colectiv. Da. Ce justificare rațională are așa ceva? Ce legătură are actul de justiție, probele, martorii, tot ce s-a făcut până atunci, cu faptul că unii iese la pensie? Da. Adică dacă iese la pensie, se anulează ce s-a făcut până atunci, cum poate să existe așa ceva în justiție? Să notăm că pe judecătorul respectiv, nu care avea cine știe ce importanță, îl cheamă Valeriu Mihail Terceanu, domnia sa s-a pensionat în septembrie, cum spune domnul Popescu. Păi are importanță. Este soțul doamnei Terceanu, omul ăla a trăit o dramă personală cu DNA-ul, dacă e să o luăm așa. Da, trecem peste asta, că nu mai contează acum. Un judecător e judecător. E judecător, dar e și om. Câteodată. Într-adevăr, e de nejustificat, chiar dacă până la urmă față de deciziile astea de a spune că statul român n-are nicio treabă cu ce s-a întâmplat la colectiv, pensionarea devine un amănunt până la urmă. Dar știți? Cum să fie un amănunt, domne, când oamenii ăștia se uită acum cu tot, cum totul se rea de la zero după 3 ani? Ce încerc să vă spun, domnule? Cum să fie un amănunt? Haideți să vă spun de ce. Îi mai omoară odată justiția, i-a omorât focul, i-a omorât microbii din spital și acum mai omoară justiția încă o dată. De fapt, justiția este o parte a statului român. Și de ce mi-e teamă, și asta chiar ar fi noaptea minții sau a rațiunii, ar fi ca justiția și statul să reprezinte, de fapt, într-adevăr, o vinovăție pe care societatea în ansamblu ei o refuză. Societatea noastră, națiunea română. Da, asta e o idee. Iată. E o idee sumbră ce ați spus acum, dar înclin să fiu de acord. Statul suntem noi. El ne reprezintă, asta e clar. Ne reprezintă. Dacă noi punem niște inși, îi scoatem în față acolo pe niște inși care pot să producă astfel de hotărâri în legătură cu cetățeni ai statului, înseamnă că suntem și noi responsabili pentru așa ceva, pentru fiecare mort și pentru fiecare rănit din colectiv. Și pentru faptul că nu s-a dat niciun fel de sentință, nu a suferit nimeni niciun fel de pedeapsă, nu există nici despăgubiri, din câte știu, nu s-au acordat până în clipa de față. Cel nu s-a terminat procesul. Acesta, nu s-a terminat procesul. N-avea cum. Știți, eu încerc să vă spun că e neîndoielnic că întâmplându-se această tragedie în România, societatea
e responsabilă, din punctul meu de vedere, nu vorbesc pentru altcineva. Ce încerc să vă spun este că societatea refuză această vinovăție și refuzând-o nu reușește să învețe nimic din ea, nu reușește să progreseze, nu reușește să fie pregătită pentru o tragedie care în mod inevitabil se va repeta. Să ne amintim că a fost cazul bebelușilor de la maternitatea Giulești înainte de colectiv. E foarte adevărat. Vlad Petreanu ni s-a alăturat prin telefon în această ediție specială a știrilor Europa FM. Presupun că ai auzit discuția de până acum, Vlad. Da, înainte să mă întreb ceva, Filip, am eu o remarcă de făcut apropo de discuția de acolo din studio despre reacția la tragedia de la colectiv și despre locurile în care s-au mai întâmplat astfel de lucruri. Eu aș vrea să remarc, și poate Moise și domnul Popescu vor să comenteze într-un fel, astfel de reacții întârziate au avut loc mai ales în estul României. Vă reamintesc de dezastru de la Cernobâl, când, mă rog, guvernanții sovietici au încercat să ascundă ce s-a întâmplat acolo zile în șir, până când, mă rog, niște experți nucleariști suedezi au dat alarma. Creșteau nivelurile de radiație și de-abia atunci, încet, încet, au început să admită că se întâmplă lucruri și au cerut ajutor. Vă reamintesc de dezastrul submarinului nuclear Kursk, care s-a întâmplat, din câte mi-aduc aminte, prin 2000. Zile întregi, guvernul rus, condus la vremea respectivă de Vladimir Putin, tot de Vladimir Putin, a încercat să manipuleze și să ascundă adevărul și abia într-un târziu rușii au cerut, au hotărât să ceară sau, mă rog, au cerut ajutor din partea occidentalilor. Mie mi se pare că toate administrațiile publice sau guvernările alcătuite din impostori au acest modus operandi. Când se întâmplă ceva rău, primul lucru pe care încearcă să-l facă e să ascundă, după care să spună ne descurcăm noi, nu vă băgați, să nu se bage nimeni, pentru că o să devină evident cât de proști suntem noi. Și lucrul ăsta nu cred că s-a schimbat în România de la colectiv încoace în acești 3 ani și nici nu știu când o să se schimbe. Aș mai observa, între altele, Vlad, că au mai fost incendii, evident, nu de aceleași dimensiuni și după colectiv. A ars clubul Bambu la un moment dat, da, acolo vara trecută. N-au fost victime, dar să vă spun că la cutremurul din 77 de ore la cutremurul din 1977, autoritățile, bine, era plecat Ceaușescu din țară, dar oricum asta nu infirmă ce spune Vlad, ci confirmă ce spune Vlad. Toți incompetenții din administrație. Sigur. Da, la cutremurul din 1977, singurul post de radio sau singura redacție care transmitea ceva despre ce se întâmplă în România era Europa Liberă. Da. Autoritățile au încercat să minimizeze ce se întâmplase de fapt la București și în restul țării. Asterisc și BBC-ul. Și BBC-ul, dar nu era recepționat. România ascultau Europa Liberă, atunci ca să afle efectele cutremurului din propria țară, ceea ce e noaptea. Bun, dar întrebarea pe care o puneau și domnul Popescu și Moise aici de față, Vlad, rămâne în picioare. Există cumva un soi de răspundere colectivă, apropo de incendiul din colectiv, în situația asta? Suntem cu toții într-o oarecare măsură răspunzători? Păi cum să nu? Cum să nu? Că este... Toți suntem complici la lucrurile care nu funcționează în România. Prin lipsa noastră de reacție, prin corupția care afectează societatea la toate nivelurile. Adică, evident, colectiv în sine a fost o tragedie cumplită, dar ce s-a întâmplat acolo a fost un accident, a luat foc ceva. Și au fost multe victime în noaptea respectivă, morți acolo pe loc, pentru că nu s-au respectat niște reguli. Acolo era, clubul ăla era înconjurat de o minciună. Inspectorii ISU treceau pe acolo, dar nu opreau activitatea. Ăia care trebuiau să se asigure că își fac treaba, nu și-au făcut treaba. Dar dincolo de asta, un accident, din păcate, se poate întâmpla oricând. Explodează o butelie, nu știu, se prăbușește un tavan, ceva. Nenorocirea imensă este ce s-a întâmplat după. Și acolo este minciuna uriașă în care trăiește un sistem medical de ani, de decenii întregi. Au murit mai mulți oameni din cauza infecțiilor nosocomiale decât au murit în noaptea respectivă. 27 astea... la fața locului, 37 așa în spitale. E. Da. Și ce s-a schimbat? Zilele trecute am văzut o statistică, mă rog, care spunea că s-a dublat numărul de infecții nosocomiale în România. Nu s-a raportat
s-a dublat raportarea lor și nici așa nu cred că suntem aproape de adevăr. Pentru că ministrul sănătății, doamna Sorina Pintea, văzând datele respective, a spus, păi în Germania e mai rău. Ok, și aici simt că pe undeva ceva se lipește. Da? Zilele trecute, adică în continuare, dacă vorbești cu oameni care trec prin spitale, asta este principala teamă, să nu care cumva să ia vreo infecție, vreo bacterie, de asta ucigașă. Unul dintre cei răniți în 10 august a emigrat și rănit grav, da? Cum îl cheamă Moise? Am vorbit despre avocatul diavolului. Așa. A emigrat în Franța spunând, după ce am ajuns la spital și mi-au refăcut artera femurală acolo, că era să mor, am plecat de acolo după 5 zile cu o infecție nosocomială. Zilele trecute am cumpărat niște flori de la o bătrânică pe marginea trotuarului și femeia a început să plângă când am întrebat-o cum îi mai merge, cum intru eu în vorbă cu oamenii. Și a început să plângă, mi-a spus, mi-a murit moșul. Cum v-a murit moșul? Păi zice, s-a operat de buric, a spus femeia săracă, adică de hernie, făcuse o hernie. S-a operat de buric și a luat un microb de la spital și a murit moșul și a început să plângă pe trotuar. Asta e, firește că suntem toți responsabili. În 2016, la un an după colectiv, partidul de guvernământ a câștigat alegerile cu număr record de voturi în ultimii 20 și ceva de ani. Ce s-a schimbat? Asta e o chestie pe care ar trebui să stăm și să o analizăm. Adică, ce să o analizăm? Mă rog. E de analizat. Eu cred că are colectiv, a avut o logică pe care n-am intuit-o la vremea respectivă. Cum vă spuneam, dintr-o vinovăție pe care societatea a respins-o, sau o parte a societății, pentru că o parte a societății s-a trezit. O parte a societății a ieșit în stradă și a început să ceară naiv, schimbarea clasei politice. 50.000 de oameni. Atât au ieșit atunci. Da, mă rog, aceste mulțimi au crescut în acești ani. Au fost mult mai mulți cei care i-au considerat pe tinerii care au murit acolo drogați și sataniști. Alegerile din 2016 confirmă ceea ce spuneți noastră. Vă dau dreptate. Eu cred că o parte a celor care în 2016 s-au dus și au dat votul așa cum l-au dat, au respins, de fapt, acel sentiment de vinovăție al societății față de tot ceea ce se întâmplase. Față de atitudinea pe care societatea noastră atunci, în 2016, o avea de cauzele tragediei, care nu au fost focul, de fapt, și accidentul. Au fost sistemul, modul de funcționare al acestuia și exact românica asta, cum i-a zis dumneavoastră, compromisul călduț în care o parte a societății încă se scaldă vis-a-vis de aceste realități. Ei au respins, practic, în 2016 la alegeri, au respins vinovăția colectivă, refuzând să învețe de acolo. O altă parte a societății s-a trezit și ea evoluează. Și din acest punct de vedere, eu cred că colectiv a fost punctul de plecare al unei revoluții. Mă feresc de cuvinte mari, dar de data asta, cred că despre asta este vorba, de o schimbare la nivel de mental care evoluează de atunci și care poate va ajunge undeva sau poate nu. Sigur, nu ne apucăm noi să împărțim vinovății acum într-o emisiune la radio, dar apropo de raportarea asta călduță la ceea ce ne înconjoară și de detașarea față de, să zicem, chestiunile cetății. Să precizez că românica este un termen consacrat de domnul Popescu aici de față, cu referire exact la acest tip de compromis pe care societatea, o parte a ei, îl face cu ea însăși. Acei patroni, acceptând să funcționeze în acest fel, nu făceau același tip de compromis? Aș interveni puțin. Deși nu mi-e ușor, v-aș spune că, din punctul meu de vedere, toată tragedia de la colectiv, în mare măsură, este cauzată de mentalitatea noastră găunoasă. Patronii aia de la colectiv n-au încercat decât să iasă mai ieftin. Au întrebat pe cineva de la ISU și au zis, da bă, merge așa. Nu s-a simțit niciodată acolo un miros de diluant. Cei de la firma de artificii au dat și ei o țeapă. În loc să vândă niște artificii cu flacără rece, au vândut artificii cu flacără caldă. Bieții ăștia băieți care s-au stins de la Goodbye to Gravity nu și-au permis să facă un concert printr-o firmă autorizată. L-au făcut ei și țin minte că vorbeam cu Alex Pascu fix două zile înainte de concert și îmi spunea că, da bă, o să iasă mișto, că am luat niște artificii faine, am vorbit noi cu unii, că mă tot chinui să fac concertul ăsta, că trebuie să-l facem noi, asta e. Deci, practic, toată lumea a pasat și a zis, da, merge.
Nu merge. Ștefan Leonte, pentru cine n-o fi apucat să ne asculte de la început, ziceam atunci, îi cunoștea îndeaproape pe membrii trupei Goodbye to Gravity și era cât pe ce să ajungă în seara respectivă la colectiv. Aș adăuga că femeia de serviciu care a murit în acel incendiu lucra fără forme legale acolo. Și a făcut un schimb de tură. Da, astea sunt formele, de fapt, în final, ale vinovăției colective. Asta e societatea, asta e România. Totuși, spuneați, domnule Guran, că a fost un accident. Focul. Focul, da? Da. Nu, n-a fost un accident. După toate regulile statisticii matematice, a fost o fatalitate, a fost ceva inevitabil. Nu se întâmpla acolo, se întâmpla în altă parte. Aveam, ce spuneți, nu da. Știu câte colectivuri pe teritoriul României și avem în acest moment. În fiecare spital din România avem cât un colectiv individual. Dacă avem în fiecare școală. Așa. În fiecare școală. Avem colectivuri individuale. Mor copii, cum avem acum cazul ăsta cu copilul de la Sanador, și încă nu se știe de ce și cine este responsabil. Exact ca în cazul colectiv. Dar dacă tragem, de asemenea, mai sunt 345 de imobile în București cu risc seismic mare, zero, ăla mare. Oficial, sunt vreo 300 și ceva. Atâtea erau, domnule Stan David, și în 30 octombrie 2015, de atunci au fost consolidate 27. Atât. Restul au la parter, sunt clădiri cu mai multe etaje care au la parter baruri, au cluburi, au localuri unde intră lume publice și care în orice moment pot să fie un alt colectiv. Deci nu este un accident. România este colectiv. Oriunde înțepi, unde apeși, țâșnește un colectiv. Dar știți care a fost? Am vorbit, am spus atâtea aici cu toții. Dacă tragem așa o linie groasă, știți cum se vede asta din punctul de vedere al politicienilor, adică al neoamenilor? Se vede așa. Singurul efect al colectivului, palpabil în ziua de astăzi, cuantificabil, demonstrabil științific, este că a ajuns Liviu Dragnea ce a ajuns. Restul sunt vorbe. În rest nu s-a întâmplat nimic. După cum ați spus, nu s-au înmulțit paturile din spitale, grefa de piele a dispărut, banca de piele, nu mai e bancă de piele. Da. Nu s-a schimbat nimic, ba mai mult, e mai rău. Deci singurul efect palpabil al colectivului este că i-a permis lui Dragnea să-l dea jos pe Ponta și apoi cu ajutorul acelei greșeli uriașe făcute de președintele Iohannis cu guvernul de tehnocrați, pe baza, este foarte tușant ce ați spus, domnule Guran, în legătură cu refuzul cetățeanului român de a-și recunoaște vina. Al societății pe ansamblu. Al societății pe ansamblu. E foarte tușant, m-am gândit și eu de multe ori la asta și cred că e, din păcate, o caracteristică mult prea prezentă la român. Și anume, când vede ceva atroce, ceva groaznic, care s-ar putea să-l privească și pe el, da, întoarce capul. Da. Mai bine un cântec vesel să cântăm. Are această reacție de a fugi. Mai degrabă să uite repede. Să uităm repede, da. Domne, asta este. Da, așa este. Însă, acel an de guvern tehnocrat plus morții, domnul Dragnea, vedeți că are o dexteritate extraordinară de a utiliza morții pe post de combustibil electoral. Atunci, în 2012, cu morții scoși la vot, în 2015, morții din colectiv. Ăsta este efectul. Domnul Dragnea a ajuns pe spinarea morților și a răniților, a ajuns ce a ajuns astăzi. Un minut până la prima pauză de publicitate a acestei ediții speciale. În măsura în care mai suntem în legătură telefonică directă cu Vlad Petreanu, te-aș întreba, Vlad, de acord cu această afirmație, singurul efect concret, măsurabil, demonstrabil al acestui incendiu e căderea guvernului Ponta?
Da, lanțul de consecințe este evident acolo, da. Dacă nu, păi era nu căderea corect, guvernului Ponta, am spus, ajungerea lui Dragnea, ce e azi. Așa, așa, exact, da. Dacă nu era acolo. Bun, acum domnul Popescu, eu cred că domnul Dragnea reușea să-l trântească pe Victor Ponta și fără colectiv. Dar, da, lanțul de consecințe acum așa arată. Eu aș vrea să cred că nu e așa cum spuneți dumneavoastră. Nu pot să afirm cu tărie că e cum spun eu. Vă atrag atenția că la vremea respectivă noi toți percepeam, neavând probabil strategia politicianistă a lui Dragnea în cap, că societatea fierbe. Iar demisia guvernului Ponta la vremea respectivă a fost o supapă de presiune eliberată. În ce punct v-aș contrazice eu? Am afirmat deja asta, dar aș vrea să o tușez încă o dată. Eu cred că o parte, nu știu cât de mare, și nu o să știm asta prea curând, sau poate o să știm la următoarele alegeri, nu-mi dau seama. O parte a societății românești s-a trezit. Și că acesta este un efect important, care ne-a permis să începem să construim ceva ce era extrem de precar în România. Mai degrabă o conștiință civică, o conștiință civică era precară și încă este destul de precară în țara noastră, dar e un început bun și poate o să ajungem chiar și la o conștiință națională, cine știe. Reluăm îndată discuția după câteva foarte scurte. Dacă o să vă dau dreptate, o să fiu fericit. După câteva foarte, foarte scurte minute de publicitate, promit, reluăm această discuție. Pe aceeași frecvență cu tine. Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM. Domnul Anton și-a luat mașină electrică, dar n-a putut ajunge cu ea nici până la Constanța. De ce? Poate că ți-a stără curentul acasă și n-a putut să o încarce. Nu mai râdeți, nu înțeleg care este problema. Nu înțeleg cum să vorbești așa. Jur și acum. Anton. Așteaptă mai răbdare să râdem și noi de două ori. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Începând cu 29 octombrie la Kaufland, sezonul rece devine mai călduros cu Hip & Hops. Jachetă lungă de iarnă pentru fete și băieți de la 49,99 lei, ghete la 39,99 lei și pantaloni din catifea reiată la 32,99 lei. Kaufland. Și săptămâna-i bună! Când răceala de târcoale, ia-ți măsuri de apărare. Apelează la Quix Protect, spray nazal și pastile pentru gât. Cu formula naturală carageloze din alge roșii, Quix Protect formează o barieră de protecție împotriva răcelii și a infecțiilor virale și susține sistemul de apărare naturală a organismului împotriva răcelii și gripei. Noul Quix Protect, apărarea naturală împotriva răcelii. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Comisioane? La salariu, comisioane zi de zi. Comisioane, nu și dacă vii la ANG. Administrare? Zero. Bancomate? Zero. Orice plată, orice încasare. Zero și la internet? Banking. Poți să cânti în cor cu alții sau poți să îți aduci salariul într-un cont cu zero comisioane. Vezi dacă nu-i mai simplu să vii la ANG. Află cum pe ang.ro. Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale. Chiar și un stil de viață sedentar poate afecta starea ficatului. Împreună cu soțul meu ne-am diversificat dieta alimentară și, în plus, am început să luăm Sanohepatic 40 plus. Sanohepatic 40 plus conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului. Surprindeți ficatul cu Sanohepatic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino să te relaxezi la cea mai înaltă altitudine la Hotel Ski & Sky. Răsfățul tău de 4 stele din inima Predealului. Situat lângă pârtia Clăbucet, Hotelul Ski & Sky te așteaptă cu servicii de calitate, camere spațioase și confortabile și un restaurant în care poți servi atât bucate tradiționale cât și preparate internaționale. Pentru vacanța ta la munte, alege Hotel Ski & Sky Predeal. Rezervări pe hotelskisky.ro.
Pe 21 și 22 noiembrie sunteți invitați la Sala Gloria, la spectacolul Cu ce vă servesc? În distribuție, Maia Morgenstern, Rodica Mandache și Chris Simion Mercurian. Veți asista la un spectacol inedit și actual, ca o felie de viață desprinsă din contemporan. Regia Chris Simion Mercurian. Bilete pe startickets.ro. Spectacol susținut de Europa FM. Sulmiță de la bere gratis și te așteptăm pe 1 noiembrie la Sala Palatului de la ora 20 la concertul aniversar Sinfonia 20 alături de Orchestra Metropolitană București și Corul Acustic. Berea, papiolul și poprocul își dau întâlnire pe 1 noiembrie la Sala Palatului de la ora 20. Biletele se găsesc în rețeaua Eventim și la casa de bilete a Sălii Palatului. Recomandat de Europa FM. Ediție specială a știrilor Europa FM, 3 ani de la incendiul din Clubul Bucureștean Colectiv, un spital pentru mari arși nu există nici acum în România, iar în cazul unei catastrofe asemănătoare, 64 de oameni au murit atunci, pentru mari arși sunt disponibile doar 14 paturi în spitalele pentru adulți. După ce a refuzat inițial să le transmită vreun mesaj familiilor, premierul Viorica Dăncilă a trimis în această după-amiază un comunicat de condoleanțe rudelor care au murit la colectiv. Numele meu este Filip Stan David, alături de mine în studioul știrilor Europa FM, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, colegii Moise Guran și Ștefan Leonte, iar acum prin telefon și ziaristul Cătălin Tolontan. Cătălin Tolontan, ați coordonat, ați fost puternic implicat într-o anchetă de presă care a demonstrat că în spitalele din România se vindea apă chioară pe post de dezinfectant. Bani deloc puțini. Și ceea ce îi întrebam pe colegii era cât pe ce să spun de platou, de studio, la începutul emisiunii v-aș întreba și pe dumneavoastră. Vă surprinde că s-a întâmplat așa? Că s-a întâmplat cazul Exifarma? Da. La el vă referiți? Evident. Da, bineînțeles. Evident că mă surprinde. E de negândit ca un stat să nu poată să controleze calitatea dezinfectanților pe care îi livrează în peste 350 de spitale de stat publice. Pe de altă parte, ce să mă mai surprindă, câtă vreme văd că în ultimele luni și cu predilecție în ultimele săptămâni, odată cu apropierea acestei comemorări de 3 ani de tragedie, crește la nivelul vectorilor. Unul dintre vectorii de influență și mediatice ai societății crește teoria complotului, teoria conspirației. Crește ideea că, de fapt, totul a fost un act terorist sau o mână criminală, dacă nu cumva chiar aparținând guvernului care a urmat acelei tragedii, guvernului Cioloș. Eu, ca jurnalist, pot spune ascultătorilor dumneavoastră următorul lucru. După 3 ani de zile în care am încercat să înțelegem ceea ce s-a întâmplat, nu am găsit nici măcar o singură dovadă a unei teorii a conspirației. În schimb, am găsit numeroase dovezi punctuale care arată că afirmațiile din spațiul public, potrivit cărora, de pildă, acești mari arși au avut ceva special, doctorii n-au mai văzut așa ceva niciodată, rănile lor arată ca precum rănile de pe front. Acestea sunt afirmații care au fost făcute atunci și sunt reluate unele dintre ele și astăzi. Sunt absolut incorecte factual. Am vorbit cu medici dintre cei care au tratat acești răniți și mai ales medici care fac astfel de zeci de ani de zile. Toți ne-au spus același lucru. Rănile lor sunt rănile oricăror mari arși din România și din lume. Nu există o substanță chimică care să fie afectat fatal pe acești oameni, alta decât eventual substanță nedescoperită vreodată. Nu. Acești oameni au fost răniți sau au murit în aceleași chinuri precum cei care sunt răniți și mor pentru că le explodează o sobă în România sau pentru că sunt în mine și li se întâmplă așa ceva. Și precum acest exemplu, mai sunt încă zeci de exemple care punctual demontează fiecare dintre teoriile, dintre elementele de teoria conspirației. Găsiți, domnule Tolontan, în acești 3 ani deloc ușori care s-au scurs de la colectiv încoace, vreo fărâmă, vreo undă de optimism în ceea ce se întâmplă prin preajmă? Da, desigur.
este acest exemplu care este frapant pentru orice om care se uită un pic pe datele macroeconomice. 115.000 de angajate în sistemului public de sănătate au în acest moment veniturile cel puțin dublate și mulți dintre ei triplate față de momentul octombrie 2015, momentul colectiv. Niciodată în istoria economică a României o breazlă, și aici nu mă refer doar la medici, ci la asistente, oamenii care sunt în spitale, oamenii din direcțiile sanitare, nu au avut veniturile dublate în bloc sau triplate, chiar mulți dintre ei într-un interval de timp atât de scurt. Asta arată un efort pe care cetățeanul român, până la urmă, despre el e vorba, da? Dar domnule Tolontan, este și înregistrat și o îmbunătățire a actului medical? Sunt mai puține cazuri de, cum spuneam mai devreme, colectivuri individuale în spitalele României de când s-au mărit salariile, așa cum spuneați, în sănătate? Sunt mai puține cazuri în care oamenii să dea mită medicilor, pentru că ei știu că acum, de exemplu, asistența... Aveți date în direcția asta? Aveți niște cifre, ceva? A căzut. Da, există acel telefon al oamenilor care reclamă situațiile din spitale, este un telefon public la dispoziția oricărui pacient. Există sondajele de asemenea făcute de Ministerul Sănătății pentru starea spitalelor și felul în care sunt tratați oamenii în spitale, unde răspund oamenii care au fost externați, și se vede aici că deja există această tendință. Sigur, aveți dreptate. În privința micilor drame, care sunt mari, de fapt, pentru că angajează vieți umane, lucrurile nu s-au schimbat deocamdată. Sistemul de sănătate românesc este încă în stare de precursor al unui sistem cu adevărat performant. Nu, n-avem, sunt mult mai multe nerealizările. Nu avem nici astăzi protocoale, adică ce înseamnă un protocol medical vorbind înseamnă, de fapt, o experiență sublimată a bunelor cazuri din profesia respectivă, din tratarea unei anumite suferințe. Dacă mâine, Doamne ferește, se întâmplă acea situație, doctorii se vor suna chiar ca și la începutul lui noiembrie 2015, unii pe alții de la spital la spital, ca să deducă cei cu experiență mai mare ce au de făcut cei care nu au avut atât multe cazuri de mariaj. Pentru că n-am fost în stare să facem după 3 ani de zile nici măcar un protocol clar pe care un doctor de la Botoșani, care nu se întâlnește de obicei cu asemenea cazuri, să-l poată aplica cu mult mai multe șanse pentru pacientul său. Sorina Pintea, ministrul sănătății, trebuie spus în momentul acesta, Cătălin Tolontan, declara la Europa FM într-un interviu difuzat astăzi că respectivele protocoale există. Are și Moise Guran o întrebare, o nelămurire. Bună seara, Cătălin, aș vrea să știu de ce ai pus într-o legătură de cauzalitate, mi s-a părut mie, creșterea salariilor medicilor, sau ce legătură are asta cu colectiv? Nu ne imaginăm că în noaptea respectivă cineva sau în zilele următoare cineva a cerut cuiva șpagă, de exemplu. Sau că cineva nu și-a făcut datoria pentru că n-avea un salariu suficient. Dimpotrivă, ce au făcut medicii din București în acea seară a fost de domeniul, cuvânt mare, eroismului? Poate în fi. Condițiile date. În condițiile date. Poate evident. Fi, dar adică întrebarea lui Filip a fost dacă nu s-a întâmplat și ceva bun, iar răspunsul tău a fost au crescut salariile medicilor. Da, adică mie mi se pare că acest caz, cazul colectiv, a stârnit la nivelul societății o undă seismică și a adus anumite schimbări, unele dintre ele în profunzime. Și, cum să spun, nu cred că vreodată s-ar fi triplat salariile din sistemul sanitar. Nu zic că e ceva rău. Vălugurile după colectiv. Deci, mi se pare o chestie cu care cu toții trebuie să ne lăudăm. Domnule Tolontan, numai o clipă, domnule Guran, încerc cum înțeleg eu să traduc ce spune domnul Guran. Creșterea salariilor medicilor este un mijloc, nu un scop. Scopul este un instrument, bineînțeles. E un mijloc, nu e un scop. Între altele, pentru a îmbunătăți activitatea și rezultatele din sănătate, nu? Nu creștem salariile că ne sunt medicii simpatici, ei ca o breazlă, nu? Sigur,
În același timp, necreșterea salariilor sau menținerea salariilor la un nivel indecent profesional automat oprește eventualitatea progresului actului medical. Categoric. Asta este condiția necesară, dar nu suficientă, da, din matematică. Exact, exact. Să ai salarii decente. Aș vrea să... Mă întrebați de unde, adică de unde trag eu concluzia că salariile au fost mărite pentru că a existat cazul colectiv. Dar nu cred că există... Nu cred că e o relație de cauzalitate, dar o să-mi precizez puțin întrebarea. Voi ați ajuns la investigația aceea, dacă mi-amintesc eu bine, cu Hexifarma, exact după caz. Acolo a existat o relație de cauzalitate. Pentru că oamenii au început să moară, voi ați început să puneți întrebări, greșesc? Există, da, a fost unul dintre elemente, fără discuție, Bun. Starea dezinfectanților. Pe de altă parte, creșterea salariilor în sistemul medical era și înainte un deziderat al societății, de când au început, practic, să plece medicii și asistentele din România. Acum, întrebare pentru tine, Cătălin. Dacă am fi reușit să creștem mai devreme salariile medicilor, crezi că n-ar mai fi fost infecții nosocomiale în spitale? Nu, dovadă că și acum există infecții nosocomiale și sunt în continuare subraportate. Dar suntem în următoarea, progresul conține ordinea. Asta nu înseamnă că și ordinea conține progresul. Cu alte cuvinte, întotdeauna pentru a avea nevoie pentru a crea condițiile progresului, în cazul ăsta progresului din sistemul de sănătate, ai nevoie de niște elemente de ordine clare. Cum ar fi să aduci din salariile mai sus? Nu contest acest lucru. Ok, cred că am lămurit această poveste. Până la urmă, cred că decizia de a nu-i duce pe oameni în condițiile în care noi nu aveam condițiile să-i tratăm și de a nu-i duce în străinătate a fost o decizie politică, n-a fost o decizie medicală. Nu medicii au zis, domnule, hai că ținem noi că avem de toate în România. Ba mai mult au existat medici care au făcut, să-i spunem așa, tranșat, o triere. El poate pleca, el nu poate pleca. Cred că asta a fost mai târziu, Ștefan. A fost chiar și atunci, pentru că am avut prieteni care au ajuns la spital pe picioarele lor și n-au mai plecat de acolo. Și le-au spus doctorii din start, a doua zi dimineață, pentru mine filmul e, mergeam spre colectiv în momentul în care m-a sunat Filip și m-a chemat în redacție, fiind reporter atunci. Și am început din redacție să-mi caut prietenii în spitale și dimineața am plecat a doua zi la ora 2 din redacție și știam deja despre mai mulți prieteni că ar trebui să pleci afară, pentru că doctorii de acolo care i-au primit au spus, da, tu pleacă acum cât poți, dacă poți să pleci. Ce încerc să spun este că fără a nega problemele sistemului medical din România, care sunt evidente, care sigur că au ținut și de sub salarizare, să zicem, și în continuare țin că oamenii încă sunt departe de leafa pe care ar lua-o în Occident, da? Dincolo de toate astea... Aici e de discutat, iartă-mă, Moise, scuză-mă. E un detaliu, Cătălin. Discutat. Sunt plătiți ca în Occident, putem să prezumăm asta dacă vrei. Nu sunt plătiți ca în Occident, dar sunt plătiți cu un raport mult mai bun față de raportul, de exemplu, profesorului. Ok, ce încerc să spun este că, de fapt, ceea ce dezbatem sau ar trebui să dezbatem, sunt 3 ani de la colectiv. Și în momentul de față noi ar trebui să avem în societate o dezbatere serioasă. Depășim emoția. Doamna Dăncilă a făcut-o, trebuie să o facem și noi ceilalți. Depășim emoția și să avem o dezbatere serioasă. Vă rog, mai ziceți dezbatere serioasă, că asta spune Dragnea în fiecare seară. O dezbatere serioasă la partid. Aveți dreptate, îmi cer scuze dacă v-a deranjat. Sunt sigur însă că nu domnul Dragnea a inventat. Dar sună în creier asta. Da, ok. Cred că dumneavoastră aveți o problemă cred că cu Dragnea trebuie să vorbiți acest lucru, nu cu mine. Vă spun că trebuie să adresăm, poftiți așa, niște probleme care, în primul rând, n-au fost ale sistemului medical. Că el, săracul, trebuia să zică, nu pot să rezolv acum această problemă, da? Pentru că nu sunt pregătit. Sunt niște probleme care vin din măruntaiele societății românești, care țin de altceva. Țin de corupție, țin de compromis, în primul rând. Compromis moral, țin de minciună, țin de ființa societății noastre. Avem curaj să spunem asta? Dacă ai fi angajat într-un spital, iar slujba ta ar depinde de managerul numit politic acolo, ai spune, nu facem bine ce facem? Domnul Guran spunea din aur un lucru. Spunea că au sesizat faptul că mor oameni
Cătălin Tolontan și echipa sa și au investigat. Da. Nu! Nu! Și domnul Tolontan, apreciez în mod deosebit și am spus-o de atâtea ori, munca domnului Tolontan și a echipei sale, dar cele mai multe dintre astfel de anchete pleacă de la denunțul unuia dintre inșii băgați în ticăloșia respectivă. Sau de la sesizarea unor medici. Sau prin moartea cuiva. Deci, eu nu am văzut până acum o inspecție medicală, niște organisme specializate de control din sănătate care să declanșeze ele niște anchete înainte să se ajungă la astfel de cazuri. Să ne amintim de Comisia Chimaș-Cadariu la 5 luni după colectiv, care a încercat mai mult decât atât să acopere în continuare. Cătălin, să mă corectez dacă greșesc. Și poți să intervii oricând. Nu, ambele lucruri pe care le-a spus sunt absolut corecte. Așa este. Sursele sunt în general surse care au informații din interior și de multe ori au participat la ceea ce s-a întâmplat, iar tu, în privința fostului ministru Cadariu, probabil vrei să spui că a încercat să sufoce scandalul dezinfectanților falsificați și exact asta a încercat să facă, evident. Da. Deci, niciun organism... Cătălin, te rog să mă contrazici, că tu cunoști foarte bine domeniul, dacă există vreodată un caz al unui organism din medicină, de investigație, nu știu cum se numește, inspecție, un corp de control, inspecție medicală, ceva, care a declanșat el, a găsit o putreziciune din asta criminală și a declanșat acest organism de stat, de anchetă, a declanșat acolo o anchetă. Și nu jurnaliști, cum e cazul tău. Există câteva cazuri de instituții inferioare, de niveluri, fie din teritoriu, fie de la nivelul Ministerului Sănătății, Corpul de Control, și de fiecare dată a existat un mecanism suprem de mușamalizare a situației, până când cineva, din cei care evident că știau, aveau acces la informații, sau chiar au obținut-o în momentul respectiv, că asta era treaba lor, că e vorba de cont de control, curse de conturi și așa mai departe, din cauza frustrării că informația lor nu este folosită și dimpotrivă se mușamalizează, dă informația către, într-un fel sau altul, nu neapărat direct, dar o dă cuiva care o dă mai departe presii. Cam așa se petrec lucrurile. Deci chiar și atunci când, în rarele situații, sistemul acționează arătând că acționează sănătos, da? Îndeplinind și prerogativele de control sau de audit și așa mai departe, există întotdeauna pălăria superioară care încearcă și nu politică aici, ca să fie nu politică și niciun caz a unui singur partid, nu. De fiecare dată, indiferent de guvernare, există eșalonul superior care încearcă să mușamalizeze ceea ce întâmplător eșalonul inferior a descoperit. Da. Ziaristul Cătălin Tolontan în direct prin telefon în ediția specială a știrilor Europa FM. Mulțumiri. Să notăm că potrivit unui interviu care ar fi fost difuzat de televiziunea publică, noul judecător în cazul procesului colectiv ar fi hotărât ca el să continue de unde a rămas, chiar dacă procesul este în fază incipientă. O parte a avocaților victimelor s-au declarat mulțumiți de această inițiativă. Spuneau unii dintre ei că ar fi făcut în 2 ore ceea ce n-a făcut fostul judecător într-un an și jumătate. Poate decide, hai să facem și această clarificare de ordin procedural, să zic așa. Judecătorul decide el, de fapt, dacă reascultă anumiți martori care deja au fost audiați sau pur și simplu sau dacă ia în considerare scrise. Probele strânse în același timp, momentul acela. În același timp, însă, inculpații pot cere ei reaudierea lor în primul rând. Asta sigur se va petrece, reaudierea inculpaților. El trebuie să-și facă în mod direct, într-o legătură directă, privindu-l în ochi, să zicem așa, pe inculpat, înainte de a spune vinovat sau nu. În legătură cu martorii, pot cere și martorii, pot cere și inculpații să fie reaudiați și asta poate prelungi sau nu procesul. Dacă judecătorul vrea să nu mai tergiverseze procesul, sigur că da, are posibilitatea să o facă. Dacă vrea să tragă de timp și să nu-și asume, pentru că asta e o decizie grea, să știți, e pentru statul român o decizie grea, prin justiție și pentru judecătorul respectiv. V-am zis, astea sunt niște lucruri pe care noi ca societate trebuie să învățăm din ele.
Să... Trebuie să le depășim, adică dacă, nu le putem depăși dacă le uităm. Nu așa facem, le repetăm dacă le uităm. Să explicăm, fie și foarte pe scurt, Moise, cam cât de complex este acest proces colectiv. Se judecă la Tribunalul București acel proces în care patronii au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă în formă agravată, vătămare corporală din culpă în formă agravată și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Un al doilea dosar disjuns îi privește pe artificierii care au pus respectivele artificii în club, despre care vorbea Ștefan Leonte pe 30 noiembrie, iar dosarul care vizează partea medicală a celor întâmplate, în care rudele au depus plângeri, expertize medico-legale, din care reiese că unele victime au murit cu zile în spitale, ei, acel dosar este de 2 ani în lucru la parchetul general. Nu știu dacă nu s-a dat cumva clasare. Adică nu știu nimic despre acel dosar. Ar fi trebuit până acum să înceapă o urmărire penală in personam. Aici v-am zis... Dar pentru cei care au dat autorizație. Pe mine aia mă interesează. Cei care au dat autorizație pentru bomba aia incendiară aflată pe câmp, acolo. V-a spus Firi mai devreme. Ce cuvântul culpă înseamnă accident. Din culpă? Da. Asta înseamnă accident. În termeni juridici înseamnă accident. Deci eu dau pe șpagă o autorizație ca să funcționeze acolo clubul ăla, să câștige niște bani, bănuiesc, nu puțini, cu ieftineala asta de la artificii, nu? Adică cheltuielile reduse mult, erau câți oameni erau în colectiv pe seară? Pare să că... Sute. 400, da? 3, 400. Plăteau bilet. Oamenii plăteau bilet, da? Deci să scoteau bani acolo frumoși din acea autorizație. Acea autorizație permitea exploatarea asta. Vreau să știu și eu cine este vinovat pentru acea autorizație. De atunci și până acum lucrurile s-au schimbat în sensul în care acum, numai departe de acum 2 săptămâni, am fost la un concert, nu știam exact cum arată localul și m-am trezit într-un subsol. Cu o singură scară metalică pe care coborai. Intrare aveam un A4 lipit cu scoci. Această unitate lucrează fără aviz ISU. Da, și nu e singurul în situația asta. Asta a fost rezolvarea. Corect, îndreptați-vă spre cimitir în rânduri strânse ca să nu produceți panică. Asta e afișul la intrare. Statul spune că intri pe responsabilitatea ISU, ta. Afișul. Asta e cu ISU. Bun. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră. Da. Acolo e de fapt, acolo e munca procurorilor să dovedească și a judecătorului să accepte probele respective. Dacă cei care au luat șpagă, să spunem, acceptând ideea că prin gestul respectiv, prin autorizarea fictivă, se poate produce o tragedie, ăla e pasul din care accidentul, culpa, se transformă în intenție indirectă. Și în 3 ani nu s-a transformat în nimic. Nu știu. Nu s-a judecat procesul. În 3 ani. Ce să facem? Asta e țara. E bine. Asta e țara, e și a mea și a dumneavoastră. Încep să moară acum și supraviețuitorii și urmașii și părinții. După ce o să moară cu toții, atunci se va face dreptate în România. Ca la Revoluție, domnule Popescu. Da, ca întotdeauna în România, de fapt. Da. Asta e țara, de-aia vă zic că mai degrabă trebuie să învățăm din aceste lucruri, ca să putem progresa. Trebuie să ne acceptăm vinovăția. Statul român trebuie să-și accepte vinovăția. Statul român a fost vinovat, trebuie să răspundă. Eu n-am văzut o singură ființă pe teritoriul ăsta carpato-danubiano-pontic, n-am văzut o singură ființă umană dostoevskiană. Adică un om, să-l văd și eu, în toți anii ăștia, care să spună, Doamne, ce am făcut? Sunt vinovat. Trebuie să ispășesc. Faceți-mi ce e de făcut. Am văzut pe cineva care Eu am auzit. O să vă dau o înregistrare a emisiunii România în direct de astăzi. Da? Unii dintre noi au început să accepte asta. Și de-aia vă spun că în asta constă progresul societății și o revoluție care e la nivel mental. Nu știm cât e de mare, nu știm dacă ia, dar așa încep întotdeauna revoluțiile. Nu dintr-o dată poporul tot se schimbă. O parte, unii îi numesc elite, să spunem, poate fi, sau poate nu, poate cei mai sensibili. Revoluțiile nu le face poporul niciodată. Loviturile de stat nu le face poporul. Revoluțiile sunt în capetele noastre, întotdeauna. Nu. Da, ne-ar trebui încă vreo 2 emisiuni să vă spun de ce revoluțiile nu pot fi făcute de popor. O să facem... Poporul
le pune în act, dar ele sunt create de... Cred că vă sună telefonul. E foarte posibil. Oricum trebuie să mai luăm o pauză de publicitate, mai cugetăm nițel pe parcursul ei și revenim. Poate discutăm totuși despre cine face revoluții în 20 de minute, cât mai avem. România în direct la Europa FM. Eu cred că autoritățile au procedat foarte bine pentru că nu au dat niciun mesaj după cutremur. Dacă ar fi dat o alertă, oamenii n-ar scuta altceva decât să se creeze un haos pe străzi. Nu cred că a fost benefic pentru populație să nu-i anunț dacă aș fi fost. Nu avem educația necesară acestor situații. România în direct cu Moise Guran. De luni până joi, de la 1 și un sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro. În noua platformă ING Business dedicată companiilor mici și mijlocii, am adăugat instrumente care să ducă banking-ul la un alt nivel. Poți să faci banking pe smartwatch. Interfață customizabilă pentru fiecare utilizator. Notificări în timp real. Dar cel mai important instrument care trebuie adăugat ești tu. Fă pasul decisiv. Intră în platforma ING Business dedicată clienților Mid Corporate Banking. Mai multe detalii pe ing.ro. Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucosamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal, iar pulberea de măceșe, condroitina și hialuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon. Prinde bine la articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Prăjiți, copți sau natur fac cele mai iubite garnituri. Vino la Metro în perioada 30 octombrie-3 noiembrie și găsești pentru clienții tăi cartofi albi de origine România la 10,99 lei sacul de 10 kg. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Calcidin este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la asimilarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K, sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale, la un preț rezonabil, de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino luna octombrie în farmaciile Sensiblu și beneficiezi de 30% reducere la orice produs din gama Calcidin. Pentru informații despre regulamentul promoției, întrebați în farmaciile Sensiblu. Hei, Kaufland aici! Vrem să-ți mulțumim! Pentru ce? Pentru că ai ales Kaufland, magazinul cu cel mai înalt nivel de calitate al produselor alimentare ecologice. Nu o spunem noi, o spune studiul realizat de Cudal România. Te așteptăm să descoperi produsele noastre din gama K-Bio. Kaufland. Și săptămâna-i bună! De Revelion mergem la ai mei sau la ai tăi? Vino și tu la Dacia Service și ia-ți din timp cauciucuri de iarnă la prețuri promoționale ca să nu-ți schimbi planurile de vacanță. Ai anvelopă de iarnă Motrio 185-65R15 la maxim 175 de lei cu TVA inclus. Ofertă supusă unor condiții valabilă în perioada 29 octombrie-14 decembrie 2018. Detalii la reparatorii autorizați Dacia, participanți la campania promoțională și pe dacia.ro. Despre încălzirea casei vorbești cu Romstal. La noi găsești o gamă diversificată de peste 90 de modele de cazane cu funcționare pe lemne. Branduri celebre: Vision, Wiesmann, Thermorossi, Robert Bosch, Radiator, Sime, Alpha Plum. Acum super preț de 1750 de lei cu TVA la cazanul atmosferic de oțel Vision. În plus, special pentru tine, avem consultanță și instalator partener pentru montaj, servis rapid și de calitate, precum și dispecerat național non-stop. Te așteptăm la Romstal. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
Ediție specială a știrilor Europa FM, 3 ani de la incendiul din colectiv, un spital pentru mari arși nu există nici acum în România, iar în cazul unei catastrofe asemănătoare pentru aceste persoane ar fi disponibile doar 14 paturi în spitalele pentru adulți. Încă de anul trecut, unii medici români afirmau sub protecția anonimatului că unii dintre răniții de la colectiv au murit pentru că s-au infectat în spitale, în vreme ce oficialități guvernamentale recunoșteau încă din august 2016 că spitalele românești n-ar avea cum să facă față unei noi catastrofe de acest tip. Declarație reluată aproape în aceiași termeni de către Sorina Pintea, actual ministru al sănătății. Alături de mine, în studioul știrilor Europa FM, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu și colegii Moise Guran și Ștefan Leonte, vorbirăm și ajunserăm la revoluții. Mai avem vreo 10 minuțele să ne lămurim dacă se schimbă cu adevărat ceva în felul în care se raportează România la ea însăși, până la urmă. Eu așa simt. Sigur, nu pot avea o certitudine din punctul ăsta de vedere. Dar încă o dată, orice moment comemorativ, în primul rând de la asta trebuie să plece. Cu tot respectul și toată pioșenia unei zile în care, sigur că da, ne amintim cu toții ce s-a întâmplat, cred că ceea ce trebuie să simțim cu toți este întrebarea oamenilor acelor care au murit. Bă, ce ați făcut în timpul ăsta, mă? Ce ați făcut voi în timpul ăsta, în ăștia 3 ani? Uite, e un progres. Doamna Pintea zice, mă, măcar acum știm și spunem sincer, n-avem decât 14 paturi. Atunci spuneam că aveam 15 și de fapt n-aveam. E un progres. Atât am putut să facem. Ce ați făcut? M-a schimbat clasa politică? Băi, n-am schimbat-o. De fapt, e mai rău. Dar s-ar putea să fie nevoie ca întâi să fie mai rău, înainte să fie mai bine. Știți foarte bine această teorie. Ce ați mai făcut în țara asta? Ați rezolvat cu corupția? Ați rezolvat-o? Că până la urmă corupția a fost. Asta a fost percepția generală. Corupția a fost cauza. Asta, trecerea de la accident la crimă, da? A fost legătura, a fost corupția. Corupția a produs și nepăsarea. E societatea românească. Să ne întrebăm în fiecare an. Pe 30 iunie ne punem aceste întrebări. Asta înseamnă să le cinstezi memoria. Lăcomia n-ar fi un alt cuvânt? E un alt cuvânt. Deci ne punem noi ca societate, ne punem așa o oglindă. Domnule, 30 noiembrie, colectiv. Ne uităm în oglindă și zicem, ce am făcut, domnule? Într-un an, în doi, în trei, anul ăsta, în patru, anul viitor. Păi, cum spunea Ștefan, am pus afișe la ușa cluburilor care ar omorâ oricând Dumnezeu știe câți oameni. Intrați pe propria răspundere, nu avem aviz din partea inspectoratului pentru situații de urgență. Asta nu prea sună revoluție. Să știi că eu simt că într-o anumită generație, într-un anumit fir al societății, totuși generația mea, cei mai tineri, am conștientizat că putem avea o verticalitate și că avem o conștiință. Ar fi de spus Ștefan Leonte, că bazați, de față, adică este prin comparație cu noi toți obscen tânăr, da, de tânăr. Deci, că vă bazați, o conștiință, că vă bazați, adică, pe aceleași principii și valori, eventual unii pe alții, fără să vă cunoașteți. Eu așa înțeleg cuvântul ăsta, conștiință. Da. Că există anumită parte a societății cu același set de valori. Ori fi sănătoase, nu ori fi sănătoase, om vedea. Bine, fraților, dar ieșiți odată la față și faceți ceva voi în societatea asta românească, că vă aștept de ani de zile și nu prea mai am mult timp. E un conflict între generații, domnule Popescu. E o generație care rezistă. Rezistă, bineînțeles. Vrea să putrezească în scaune. Nu. De acolo, fiecare generație plece, rezistă. Da. E un conflict între generații, da, și un conflict între valorile fiecarei generații. Auziți, din aur spuneați de afișele care avertizează când se intră în câte o hrubă. În câte o hrubă de felul acesta, da? Aici nu există autorizație ISU, da? În contra incendiilor. Mi-am amintit de un fel de mâncare, un pește care se servește în Japonia, în niște restaurante de lux. Peștele respectiv este otrăvitor. Foarte otrăvitor. Poate să omoare un adult. Este autorizație din partea statului să-l gătești. Da. Și există bucătari specializați care prepară peștele ăla în așa fel încât el să nu fie letal pentru client. Dar dacă greșește, moare clientul pe răspunderea lui, care afișul la intrare. Cred că pentru mulți este și excitant să fie pus la intrare un astfel de afiș. Stați. Doi,
Deci, am zis și eu o vorbă. Știți doar că avem și școli neautorizate. Păi cum poți să pui un astfel de afiș? Păi dacă, nu, din nou, apocalipsa rațiunii. Un astfel de afiș nu trebuie să existe. Trebuie să existe două bare de lemn negeluit în cruce, pe care scrie închis. Atâta doar că în cazul ăsta multe școli... Nu afiș că nu e bisul. Multe școli și multe spitale din România vor avea două bare de lemn negeluit și pe care să scrie poate, închis. Știu. Iată. Dar asta face mai logic afișul aici, n-avem... Sediu ISU nu are aviz de funcționare ISU. Singura diferență este că în bar plătești bilet, domnul Popescu. La școală nu, la spital nu. Cum scria Nevu Mediu pe hartă, hic sunt leones, da? Aici sunt lei. În zona respectivă. Așa ni se spune și nouă. Aici sunt lei. Intrați, ați plătit biletul, puteți fi mâncați. Da? Ăsta e mesajul. Din nou o aberație. Cum să apară un astfel de afiș? Este măcar o recunoaștere a ceea ce suntem. Asta e România. Da, așa este, aveți dreptate. Spuneați de revoluție. Hai să rămânim și cu revoluția. Avem o revoluție care a început cu colectivul. Așa am zis. Da, dar nu în direcția în care ziceți dumneavoastră. Poate să fie și în direcția aceea, să dea Dumnezeu să fie. Eu vă spun o altă revoluție pe care o percep. Acela este un prim moment al revoluției anti-europene, care s-a copt și a explodat apoi în următorii ani, în 2016, 2017 și în ziua de astăzi. Atitudinea autorităților care au refuzat din acea idee, domne, ăștia de la Bruxelles, ăștia sunt dușmanii noștri de fapt. Noi nu trebuie, este exact aceeași atitudine cu ascunsul gunoiului, uneori sângeros, supreși. Bă, ăștia nu trebuie să știe din Comisia Europeană ce e la noi. Dacă suntem români adevărați și patrioți, noi trebuie să ascundem. Noi nu trebuie să vorbim cinstit acolo în Comisia Europeană. Noi trebuie să fim patrioți și să spunem ce trebuie. Și mândri că suntem români. Și mândri că suntem români. Asta a fost în 2014. În 2014. Aia cu mândri, dacă vreți, e proto. Da. Aia cu mândri. Iar aici avem declanșarea revoluției anti-europene. Nu trimitem bolnavi, nu trimitem arși în Europa, pentru că ăia o să zică europenii, vai de capul lor de români. Băi, nu sunt în stare ăștia să-și îngrijească arșii. Și atunci, mai bine îi lăsăm să moară aici, în țară, decât să ne dăm pe mâna Bruselului. Asta din partea oficialităților, domnule Popescu, dar până la urmă n-ar fi, să spunem, o manifestare a acestei revoluții anti-europene, cum spuneți dumneavoastră, și constatarea unui om normal, care nici nu se scaldă în lux, nici nu moare de sărăcie, că suntem pe cont propriu când se întâmplă astfel de nenorociri. De ce? De ce să zic asta? De ce? Pentru că ești pe cont propriu. Doamne, eu cred, domnule Popescu... Nu! Tocmai asta e problema. Ești în Europa. Acest lucru nu vor să-l spună oamenilor, să-l conștientizeze fiecare român, că el, în afară de a fi român, este și european. Și atunci poate să beneficieze de un spital străin în orice moment, așa cum ar fi într-un spital într-un spital românesc. Dacă spuneați că pe teoriile alea ale conspirației, că cineva a pus foc, că au vrut să moară tineri, că au vrut să ne omoare tineri, s-a construit o retorică anti-europeană, aș fi fost de acord. Păi asta vreau să vă spun în continuare, cu Napalmul din colectiv, cu Iohannis, care era înțeles cu ea de afară. Da, dar astea nu le poate crede un om decent și sănătos la cap. Ce spuneți? Așa o cred să eu. Fiți uluit, să vedeți câți cred poate, așa ceva. Poate așa în ziceți dumneavoastră. Dar eu vă spun în felul următor, că Victor Ponta, cu toate păcatele lui, și are destule. Totuși, Victor Ponta, dacă ar fi știut că vor muri oameni, țineți cont că are și el educație juridică, a fost chiar procuror, cât a fost. Mă rog. Da. El, dacă ar fi știut că mor oameni, eu, domnule, hai să spun direct, eu cred că de imbecil, domnule, ne-au lăsat să plece oamenii din țară, să fie tratați în țară. De proști, pur și simplu de proști, nu de anti-europeni. Fost proști, domnule. Asta e. Nivelul de competență, pe care, în mod inevitabil, tindem cu toții să
îl... Nu e adevărat, atingem. Gândiți-vă la Bănicioiu, cum era disperat să iasă bine acolo. Trimiterea în străinătate a celor arși însemna în capul lui de... Da. Scuze, în capul lui asta nu-l interesa faptul că ar putea oamenii aia să fie salvați. Dom'le, n-au conștientizat, n-au fost problema salvării. Bă, o să zică de mine că n-am fost în stare. Așa este, dom'le, asta aveți era dreptate. Principala lui grijă. Aveți dreptate, dar n-au avut revelația dezastrului, faptul că vor muri mai mulți oameni în spital decât în foc. N-au avut această revelație. De ce? Și aici, iarăși aș mai vrea, am vrut să o zic atunci, dar m-am obținut, dar trebuie să vă spun acolo la final. Nu putem da vina la infinit pe politicieni, pentru că ei ne reprezintă în mod inevitabil. N-avem cum, sunt reflexia acestei nații. Ei sunt. Evident, că era Ponta, asta că nu înseamnă că sunt mai puțini incompetenți. Nu. Acolo spuneți că n-au avut revelație. Păi nu trebuie să ai revelații. Revelații pot să am eu, ca simplu cetățean. Da. El când e în funcția aia de ministru al sănătății sau de interne, da, sau unde este, da, acolo nu sunt permise revelațiile. Vedeți, aceasta este adevărata acolo întrebare. Acolo trebuie să știi. Dom'le, nu e chiar așa. Vedeți, asta e întrebarea care nu face diferența. Așa, deci, dom'le, dacă un procuror vine și spune, mă, voi ați știut că oamenii ăștia o să moară, asta face diferența între decizie politică și răspundere penală. Pentru că dacă au știut și și-au asumat că vor exista victime, asta... Nu vă contrazic. Nu mă interesează pe mine să-i întreb. Eu întreb așa, au murit oamenii aceia? Da. Ar fi trebuit să știți că vor muri. Da, este intenția indirectă pe care vă spuneam mai devreme. Prin simpla prezență în funcția respectivă, erai dator să știi, să cunoști consecințele a ceea ce se întâmplă. Sunt de acord că cu dumneavoastră. Că de-aia ești în funcția aia. Sunt de acord cu dumneavoastră, doar că vă spun că nu au acceptat cu intenție posibilitatea ca oamenii să moară ca să iasă ei bine la televizor. De unde aveți acest optimism, această idee despre ființa umană de basm, minunată? Poate că doar speră, domnule Popescu, da, nu știu. Sunt un pic mai optimist decât dumneauztră, a reieșit din toate discuțiile noastre. I-ați auzit vreodată în privat vorbim pe oamenii ăștia despre cei care mor, despre pulime, cu un termen pe care l-am răspândit la un moment dat? N-au nicio treabă pentru ei, oamenii sunt pachete. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar de acolo totuși până la accepta faptul că din cauza deciziei tale vor muri niște oameni, mai e încă un pas, pe care eu nu cred că l-au făcut, e părerea mea, sigur, pot să mă înșel. Și cred că au fost atunci, dacă e așa... Cred că au fost incompetenți atât. Da? Proști. Și da? Știți ce l-am întrebat eu pe Ion Iliescu într-o emisiune din 1998? N-am memoriat noastră. Da, în 1998 eram în direct cu Ion Iliescu și venise vorba de morții Revoluției. Și aveam discuții acolo, cofii, copății, că nu e, că Kennedy, Iliescu, cu Kennedy, cu tare... Și la un moment dat l-am întrebat un lucru. Tu bine, domnule președinte, mai am să vă întreb doar atât. Cum ați putut să mâncați, să beți, să dormiți, să trăiți în toți anii ăștia, fără să știți cum au murit acei oameni și fără să faceți nimic pentru a se afla adevărul? Și v-a răspuns? Nu. Nu v-a răspuns? Nu. Poate a slăbit, poate n-a mai foarte, cu foarte multe întrebări rămânem în continuare. O să le punem atât timp cât ele mai pot fi puse, nu numai pe 30 octombrie, când vom comemora în continuare 65 de morți într-un incendiu care ar fi putut la fel de ușor să nu se petreacă. Și ne vom întreba, băi, ce am făcut în timpul ăsta? Cristian Tudor Popescu, Moise Guran, Ștefan Leonte, mulțumiri pentru participarea la ediția specială a știrilor Europa FM. An la rând, artiștii Europa